După câteva zile în care vremea a fost normală din punct de vedere termic, astăzi revine gerul. Valorile termice vor fi în scădere pe tot teritoriul țării. Vântul va sufla nervos în zona montană, în Moldova, în Dobrogea și în estul Munteniei. În regiunile sudice va fulgui slab. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între minus 2 și minus 1 grad. Temperaturile marchează o scădere și în Crișana, dar astăzi cerul va fi mai mult senin și aici, iar temperatura maximă se va încadra între 0 grade în Oradea și 1 grad în Arad. Dacă locuiți în Banat, astăzi veți avea parte de niște condiții de ceață în Timișoara, în Reșița, după cum vedem, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge până la 1 grad. Vântul va sufla destul de puternic, după cum spuneam mai devreme, în Oltenia. După cum vedem și aici, cerul va fi mai mult senin, șansele să plouă sau să ningă vor fi reduse, iar temperatura maximă nu va depăși minus 4 grade în Slatina și minus 2 grade în Drobeta, Turnu Severin. Pe crestele montane înalte, vântul va sufla nervos, în special în a doua parte a zilei și în timpul nopții. Vremea va fi geroasă în timpul nopții, dar în timpul zilei, după cum vedem, avem parte de un cer senin. Temperatura maximă nu va depăși minus 9 grade în Miercurea Ciuc și minus 1 grad în Deva. Valori termice în scădere și în Moldova, unde vântul va sufla puternic. Temperatura maximă va ajunge până la minus 6 grade în Suceava și minus 3 grade în Focșani. Vântul va sufla nervos și în Dobrogea, atât în Tulcea cât și în Constanța, special pe litoral. Temperatura maximă va ajunge până la minus 5 grade în Tulcea, minus 3 grade în Constanța. Avem parte de ceva fulguiele astăzi în Muntenia, după cum vedem pe hartă, în Călăraș, dar și în capitală. Temperatura maximă va ajunge până la minus 5 grade în Alexandria și minus 2 grade în Ploiești. În capitală de dimineață se înregistrau minus 4 grade, iar temperatura maximă nu va depăși minus 3 grade. Astăzi cerul va fi acoperit de nori, iar vremea va fi rece. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă!